În anul 1911, în familia unor țărani săraci din satul Durnești, județul Botoșani, se naște un băiat. I-au spus Gheorghe și după numele de familie îl chema Coroi. Nimeni din neamul său nu s-ar fi gândit că va ajunge pe prima pagină a ziarelor, iubit de țărani care îl numeau Haiduc, urmărit de presă care îi spunea bandit și de organele legii care îl numeau infractor. În perioada interbelică este probabil primul bandit care acționa pe teritoriul României ca un adevărat gangster. Povestea lui este destul de cunoscută. S-au scris articole, documentare, au fost intervievați oameni care l-au cunoscut sau care își amintesc povești spuse în familiile lor despre acesta. Și totuși, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu Gheorghe Coroi în ultima parte a vieții. După cei 6 ani de detenție la care a fost condamnat de tribunalul din Botoșani, haideți să recapitulăm pe scurt faptele acestuia și vom încerca să explorăm și cele câteva posibilități privind modul în care a trăit Coroi după eliberarea din detenție, fapte care apar în mărturiile unor oameni cu care a interacționat. În prima parte a vieții, acesta duce existența obișnuită a țăranilor care munceau pe moșia boierului din localitate. Se spunea despre Gheorghe Coroi că este un tânăr serios, muncitor și inteligent, care își dorea să ajungă jandarm. În urmă cu câțiva ani, Gheorghe Munteanu, un bătrân de 89 de ani din satul Copălău, județul Botoșani, spunea că își aduce aminte de Coroi pe care l-ar fi văzut când era copil. Acesta venea la tatăl său, care era cârciumar, să cumpere pâine, coniac și alte alimente. Își amintește că era înalt, frumos și voinic și că se arunca pe cal ca un acrobat. Un alt bătrân din Botoșani, de 76 de ani, Gheorghe Lazarovici, fiul moșierului Crista Lazarovici, cunoaște date despre Coroi de la tatăl său, care l-a avut angajat ca argat pe moșie, dar și de la unchiul Mihai Băznoșanu, și ambii spuneau că era harnic, cu minte și deosebit de inteligent. Gheorghe Coroi se căsătorește cu o fată frumoasă, Hareta, de care era îndrăgostit foarte tare, și de aici traiectoria vieții lui se schimbă. Tânăra sa soție era dorită și de jandarmul din sat, care îi face avansuri insistente. Aceasta îi spune soțului și lucrurile degenerează. Mergând la post să-i ceară socoteală jandarmului, este legat și bătut de acesta împreună cu 2 colegi. Tânărul binefăcut reușește să rupă legăturile și îi bate pe cei 3 jandarmi atât de tare încât aceștia au avut nevoie de câte 2 săptămâni de spitalizare. A fost judecat și condamnat la 2 ani de închisoare. Când a ieșit din detenție, a aflat că frumoasa Hareta a cedat insistențelor șefului de post. A repetat bătaia pe care i-a dat-o acestuia, a luat armele și muniția găsite în postul de jandarmi și a fugit în Codru. Ia legătura cu tâlharii pe care i-a cunoscut în închisoare și formează o bandă cu care terorizează mai multe localități din județele Botoșani și Iași. Jefuia mai ales boieri, negustori, bancheri, cârciumari și a rămas renumit pentru faptul că ajuta oamenii nevoiași, care îi ofereau protecție și care îl considerau un fel de sprijin, de apărător sau haiduc, asemenea haiducilor din secolele trecute. Bătrânul Gheorghe Munteanu spunea: a băgat spaima în bogătani. După numai un an de jafuri, le era frică să mai meargă singuri pe drum. Îi pândea și în locuri vulnerabile le ieșea în cale și le lua totul. Nu ierta nimic, de pe dealuri veghea drumuri de comerț și avea iscoade pricepute. Nu se ducea la ghici niciodată, știa ce are de luat și cât. Noaptea umbla prin sate și târguri unde aveau evrei prăvălii sau unde erau bancheri, boieri sau hangii bogați. Năvălea brusc peste ei și le lua totul, peste tot jefuia, la Sulița, Dorohoi, Frumușica, Hârlău, Ștefănești, mergea până la Iași și Focșani. Era recunoscut ca un maestru al deghizării,
nu știai niciodată de unde apare și se putea ascunde sub un costum de femeie, preot, moșneag sau cerșător, factorul surpriză fiind un element foarte important în acțiunile sale. Toate acestea au contribuit la notorietatea sa. Gheorghe Munteanu povestește o întâmplare pe care a auzit-o de la tatăl său când era mic, dar și de la argatul preotului Băzu, despre jaful pe care l-a dat la acesta, în felul următor. Coroi era așa de isteț că se juca cu victimele și cu jandarmii. I-a trimis preotului Băzu un răvaș prin care îl anunța că în data cutare va veni să-l jefuiască și l-a sfătuit să pregătească banii. Popa a anunțat jandarmii. Aceștia s-au bucurat că-l prind, că le făcea zile fripte. Au pus santinele peste tot. La un moment dat, seara, vine o femeie cu un copil mic, cam de un an, în brațe. Copilul plângea tare și femeia le-a spus jandarmilor să o lasă repede la părinte, că se prăpădește ăla mic. Jandarmii o lasă, bineînțeles. În casă o întâmpină preotul. Când și-a dat năframa jos, era Coroi. A dat copilul în grija unei servitoare și cu pistolul în pieptul popii l-a obligat să stea cu fața în jos, pe el și pe preoteasă. Pe copii i-a încuiat în cameră. I-a lipit preotului doi cartofi la ceafă și i-a spus că sunt grenade. Dacă mișcă, moare. A luat toți banii preotului și i-a spus: dacă te ridici de aici, mai vin odată și te achit. Preotul nu s-a mișcat până a amorțit. Coroi a dus copilul înapoi la Maria lui Maxim, de unde l-a luat, și i-a dat bani și a avut grijă de el și mai încolo. Altădată s-a îmbrăcat în popă. Gheorghe Lazarovici povestește: tatăl meu era în trăsură când, la trecerea unui vad, a dat peste doi preoți într-o șaretă. Atunci tatăl meu a făcut loc celor două fețe bisericești, așa cum se cerea. Mai târziu avea să afle că era Coroi cu un om de-al său și venea de la un jaf, îmbrăcat în straie duhovnicești, îl jefuise pe boierul Miclescu. Acesta povestește cum a fost jefuită Rosa Fischer, o evreică foarte bogată. A mers la Rosa Fischer acasă la ea, în Botoșani. S-a așezat confortabil și i-a cerut banii. Doamna Fischer a spus că nu are cheia de la casa de bani și că va trimite pe cineva să o aducă. Zis și făcut. A pus-o însă să cânte până atunci o melodie la pianul din salon. Când apăsa clapele, nu se auzea nimic. Coroi a ridicat imediat capacul pianului și a găsit instrumentul plin de bijuterii. A intuit că se aflau acolo. Le-a luat și a plecat imediat până să vină jandarmii. Observase că picioarele pianului erau lăsate sub presiunea greutății. Gheorghe Coroi opera ca un tâlhar la drumul mare, năvălind asupra negustorilor care își duceau marfa la târguri, dar prăda și în orașe și localități unde avea nevoie de iscoade, strategie și un plan bine pus la punct. Îl avea ca aghiotant pe cel mai faimos hoț din Transilvania, Ungureanu, și încă doi tâlhari cunoscuți la Ocnă, care îi erau credincioși, pe numiții Mazăre și Căsăndrel. Timp de 5 ani, între 1930 și 1935, aceștia dau mai multe spargeri, uneori și câte 2-3 în aceea zi, din care amintim câteva. La comandantul legiunii de jandarmi, majorul Manuil. Apoi au intrat călări în localitatea Ștefănești, au legat gărzile comunei și au început să tragă cu mitralierele, ca să sperie oamenii. S-au împărțit în două cete și l-au jefuit pe morar, un anume Beranovici, de la care au luat un sac cu bani de câte 100 de lei în greutate de 10 kg. Au mai luat 100 de mii de lei de la comerciantul Gherșiu Grizaru. Erau înarmați și deosebit de periculoși. Deși circulă o legendă care spune că Gheorghe Coroi nu ar fi ucis niciun om, tâlharii aveau asupra lor revolvere, puști, gloanțe și praf de pușcă, ba chiar și două puști mitralieră. Comandantul legiunii de jandarmi Botoșani, Manuil, cere sprijin de la legiunile de jandarmi Iași, Roman și Dorohoi. Formează un detașament
și pleacă în urmărirea tâlharilor. Unirea poporului din 26 august 1934, un ziar din Blaj, de unde sunt extrase aceste date, spune că banda ar fi fost trădată de un tovarăș, un anume Vieru, și tâlharii sunt descoperiți la marginea pădurii Guranda. A fost o luptă sângeroasă. 6 bandiți răniți, unul grav, se predau jandarmilor. Coroi, împreună cu un alt tovarăș, reușește să scape. Este prins câteva zile mai târziu la marginea Botoșaniului, în casa unei iubite. A fost închis la Botoșani. Paza specială îi era asigurată de 30-40 de soldați sub comanda unui subofițer, asistați de câțiva gardieni speciali. În închisoare se manifesta ca o vedetă. Era filmat, i se luau interviuri, era considerat un erou. Avea un regim special, fiind invitat de către directorul închisorii la chefuri și jocuri de cărți. Acesta, de altfel, îi asigura și masa zilnică gătită de bucătărea sa personală. Avea la dispoziție celula unui alt personaj celebru, a haiducului Pantelimon, iar la ușa lui era în permanență o santinelă. Și cu toate aceste măsuri excepționale, Coroi evadează. Și împreună cu el și santinela care îi asigura paza peste noapte. Nu știm cum l-a convins pe soldatul Mihail Siminicianu să îi înlesnească evadarea și chiar să îl însoțească. Mihail Siminicianu era din județul Călăraș, un soldat bine văzut de superiori, motiv pentru care era considerat de încredere și a asigurat paza celulei lui Coroi în mai multe rânduri. În noaptea evadării, nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. La rondul de la ora 12 noaptea s-a făcut inspecția obișnuită, santinela era la locul ei și Coroi dormea. La ora 1, ofițerul de rond a descoperit ușa celulei deschisă, iar Coroi și santinela dispăruseră. S-a dat alarmă. Jandarmii și poliția au intrat în alertă și fugarii au fost puși în urmărire la graniță. După 3 zile, Coroi s-a predat, a intrat în Botoșani, a luat o birjă și s-a dus acasă la avocatul Mănăstireanu, cunoscut ca avocat al bandiților. Aici se ospătează bine și împreună cu acesta merge la prim-procurorul Adam, unde a relatat tot ceea ce a făcut din momentul părăsirii celulei. Declarațiile au ajuns în presă și din ziarul Unirea Poporului din 25 august 1935 aflăm și noi cum s-au derulat faptele și acestea sunt următoarele. Coroi îl corupe pe soldatul Siminicianu, spunându-i că vor forma împreună o bandă și se vor îmbogăți. Acesta îl crede și la miezul nopții după rond îi deschide celula. S-au chinuit să le deschidă și pe celelalte pentru a crea haos, însă nu au reușit în timp util și au plecat. Au ieșit în curte și s-au îndreptat spre bucătărie pentru a lua ceva de mâncare. Nu au găsit nimic și atunci au sărit zidul închisorii în stradă. În spatele lor se dăduse alarma. Au luat-o prin curți și porumbiști până la soacra lui Coroi, în Sulița, de unde au luat 1500 de lei. Era mama concubinei sale, Adela Ionescu Dodoi. Coroi s-a întors după 3 zile, iar soldatul care i-a înlesnit fuga a fost găsit în pădure împușcat. A încercat să se sinucidă de frica plutonului de execuție în cazul în care ar fi fost declarat dezertor. După ce s-a predat, este acuzat că ar fi ucis-o pe mătușa sa, Zamfira Coroi. Dar acesta susține că nu el este cel care a comis crima, ci jandarmul care-i furase nevasta i-ar fi înscenat acest omor pentru a scăpa de el. Din cercetări, nu au rezultat probe care să îl incrimineze pe Coroi și a fost achitat, dar a rămas în închisoare, urmând să fie judecat pentru tâlhăriile și jafurile comise împreună cu banda sa. Avocatul lui Coroi obține strămutarea procesului la Bacău în 25 aprilie 1936 pentru 33 de inculpați, printre care apar numele Maxim, Fuișor, Bălăuca, Vieru, Bobleja, Bolfan,
că Săndrel și Mazăre erau morți. Și un ziarist al vremii face o descriere a atmosferei din timpul procesului pe care o relatez așa cum am găsit-o scrisă în ziarul Adevărul din 25 noiembrie 1936. Coroi sta în capul băncii, ca băieții silitori. În spatele lui Coroi, pe umărul drept, Adela. Din perete în perete, sala geme, rumoare. Coroi s-a ridicat să depună. Are frizura la țanc și trenchcoatul șmecherește în cârcă. Depoziția dezamăgește. Este sub nivel. Procurorul enunță capetele de acuzare, tâlhăriile și jafurile grele comise de aceștia, printre care cea de la boierul Lupu Metler, Haim Gottesman, soții Solomon, Schitul Cozancea, Rotenstein, Albert, Goldman, Rosa Fischer, Budiș, Psihăstria Vorona. Judecătorii îi audiază pe bandiți și circa 500 de martori, printre care și cei câțiva gospodari care asigurau haiducilor găzduire. Nicolae Răilanu, Dumitru Crăcana, Vasile Curmei, Ilie Foca și Perat Ibrahim. Audiază tăinuitorii și complicii, cârciumarul traficant de arme Manole Munteanu, Tudor Furnică, Vieru, Alexandru Ionescu Dodoi și Ioniță Gheorghe. Pe numele lui Gheorghe Coroi au fost întocmite 12 dosare cu 6.000 de pagini în total. La proces au participat 40 de avocați și au fost formulate 50 de acuzații pentru tăinuire și sprijinire a activității infracționale a banditului. Au fost judecați 32 de complici și iscoade și 15 gazde care îl acopereau pe bandit și care erau în majoritatea lor femei. La proces au venit sute de oameni să-l susțină și să îi ia apărarea. Și banditul scapă cu 6 ani de temniță. Verdictul s-a dat pe 8 decembrie 1936. Și de aici, Gheorghe Coroi dispare din vizorul opiniei publice și datele care mai apar despre el sunt puține și controversate. Nu se cunoaște nimic din perioada detenției, care au fost condițiile și cât a executat din cei 6 ani. Ce s-a întâmplat cu Gheorghe Coroi după închisoare? Era un om în floarea vârstei. În 1936, când a fost judecat, avea 25 de ani. Dacă a executat chiar 6 ani, ar fi ieșit din detenție la 31 de ani, deci era încă foarte tânăr. Cred că nu trebuie să pierdem din vedere perioada istorică în care ne aflăm. 1936, o perioadă tulbure de instabilitate politică și creșterea mișcărilor ultranaționaliste, fasciste, ani în care regele Carol al II-lea pregătea dictatura regală. Sunt voci care susțin că Gheorghe Coroi a fost dus pe front unde a murit sau că și-ar fi deschis o cârciumă pe lângă Bacău cu ultima sa iubită, Adela Ionescu Dodoi. Sunt voci care susțin că ar fi fost cooptat în rândurile mișcării legionare. Gheorghe Munteanu susține că l-a văzut după 1950. Acesta spune: l-am văzut cu ochii mei. Era mai în vârstă, dar avea aceleași trăsături și mai ales aceeași voce și gesturi. Verifica nu știu ce contrabandă. Era în uniformă de milițian cu grade mari. Era și cu alții. M-am dat mai încolo și am spus: ce faci, nea Coroi? S-a întors la mine și mi-a făcut din deget. Să uiți ce ai zis. Și mi-am pus fermoar la gură. L-au mai văzut și alții în milițian. Se spune că a murit cândva prin 1970 și că avea alt nume. Și Gheorghe Lazarovici spune același lucru. Am auzit că ar fi ajuns în grad mare la miliție și chiar la securitate. Era foarte deștept și cunoștea totul despre bandiți. Într-adevăr, avea o inteligență rară și cel mai probabil a făcut școală, fiindcă ieșise tânăr din pușcărie. În Monitorul de Suceava din 22 ianuarie 2014 se vorbește despre un manuscris dactilografiat al unui plutonier de poliție, Aurelian Coclici, născut în 1906 și decedat în 1989, care a activat în cadrul Legiunii de Jandarmi Dorohoi la câteva posturi de jandarmi din nord-estul țării. Până în 1947,
când a fost trecut în rezervă și care a făcut consemnări despre Gheorghe Coroi. În anul 1942, plutonierului i se conferă medalia Bărbăție și Credință cu Spade, clasa a doua, de către Ministerul Apărării Naționale, pentru devotamentul și priceperea arătată în războiul contra Rusiei sovietice în anul 1941. Acesta scrie că în luna august a anului 1941, pe când se afla în cancelaria postului din Hilișeul Vârnav, comuna Pomârla, județul Dorohoi, a intrat un individ înarmat în post care s-a prezentat ca fiind Coroi, fostul bandit. Acesta s-a întâlnit de mai multe ori cu Coroi, care era agent secret la compania de grăniceri Mihăileni încă din 1940. Trecea frontiera la Mihăileni și se deplasa până la Cernăuți pentru a strânge informații privind trupele rusești și felul în care se purta administrația cu populația, fiind plătit cu 5.000 de lei pe lună. Pe baza informațiilor furnizate de Coroi, plutonierul Coplici îl prinde pe banditul Gheorghe Ursulică, care înfăptuise un triplu asasinat. Acesta scrie despre Coroi că excroca și șantaja gospodarii din zonă, cerând bani cu împrumut pe care nu îi mai restituia, fapt pentru care plutonierul îl arestează și îl predă pentru cercetări. Coroi a reușit să scape cu ajutorul avocaților și a părăsit județul. Mai obține informații despre acesta, din care reiese faptul că ar fi lucrat ca șef de echipă pe un șantier în Perșani. După terminarea războiului, știe că ar fi ajuns major în securitate, având ca sarcină să curețe munții Neamțului de partizani, și că mai târziu ar fi ajuns chiar și în Comitetul Central. Pare un parcurs demn de acele vremuri tulburi și în care putem recunoaște un tipar folosit de autoritățile comuniste, care aveau ca practică angajarea elementelor infracționale în procesul de prindere și exterminare a luptătorilor anticomuniști. Cu siguranță, experiența banditului, cunoscător al codrilor și munților, putea fi folositoare organelor de partid și de stat. Ce era acest Gheorghe Coroi? Bandit sau haiduc? Este dificil să ne dăm seama. Fiecare poate avea o altă opinie. Bătrânul Gheorghe Munteanu spune: Coroi nu era bandit, era haiduc în toată puterea cuvântului. Îi apăra pe cei amărâți. Era un om tare bun. A dat mulți bani la oameni. Afla cine are nevoie și se ducea și dădea. Și la Copălău, și la Sulița, și peste tot. Ajuta săracii, orfanii și văduvele. Aducea vaci femeilor cu copil mic și amărâte. Numai pe bogații îi prăda. Acesta spune că pe Coroi îl ascundeau oamenii pentru că era bun și îi ajuta la necaz. Și la procesul din 1936 au fost sărani care au depus mărturie în favoarea lui. Și Gheorghe Lazarovici știe de la tatăl său același lucru și spune: el îi ajuta pe săraci. Mergea odată și a văzut pe drum o femeie care se ducea cu vaca la Iarmaroc. Era săracă și nu avea cu ce să-și plătească datoriile. Coroi i-a dat bani pe vacă, dar nu a luat animalul. Lazarovici spune că acesta nu a omorât niciodată. A bătut, a rănit, dar nu a omorât. Și într-o împrejurare i-a salvat viața tatălui său. Ca el, spun mulți săteni din județul Botoșani, care au auzit poveștile de la bunii lor, că era un haiduc, ca pe vremuri, lua de la bogați și îi ajuta pe cei săraci. Atât pentru astăzi, dragii mei. Acestea sunt datele pe care le-am găsit despre Gheorghe Coroi și aceasta este povestea lui. Dacă a fost haiduc sau bandit, să-mi spuneți voi ce părere aveți. Dacă doriți să aflați date interesante despre alți haiduci, vă invit să urmăriți videoclipul următor. Și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă!